să se strângă și să serbeze cina Domnului. Dacă citești epistolele Apostolului Pavel, vei vedea la un moment dat că el este foarte tulburat și în 2 Corinteni, capitolul 11, Apostolul Pavel arată indignarea sa pentru faptul că în unele biserici creștine cina Domnului nu era serbată în rânduială. Și ca să elimine odată pentru totdeauna orice dubii, orice inconsecvență sau orice lucrare făcută prost cu ocazia serbării cinei Domnului, Apostolul Pavel lasă scris ceea ce citim noi de fiecare dată, ca nu cumva să facem o lucrare greșită atunci când suntem adunați la cină. El nu are pretenția că aduce ceva nou bisericii, ci el spune cuvinte pe care încerc să le reproduc acum din memorie. Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat. Și anume, că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine. Și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și le-a dat-o zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Dacă Apostolul Pavel ne-a învățat așa, chiar așa aș vrea să facem și de data aceasta. Pâinea nedospită stă înaintea noastră. Ea reprezintă în simbol trupul Domnului Hristos care s-a frânt pe crucea de pe Golgota pentru noi. Mai înainte de a o împărți, Apostolul Pavel spune să ne rugăm Domnului, apoi să o frângem, ca după aceea se poate fi împărțită. Pentru acest moment solemn al rugăciunii de a cere binecuvântarea Domnului asupra pâinii, invit întreaga asistență să se ridice la picioare. Tatăl nostru, potrivit cuvântului tău pe care l-am rostit, acum stăm înaintea ta cu dorința de a ști că tu binecuvântezi inimile noastre și mai ales să știm că tu binecuvântezi această pâine rânduită să ne vorbească în amintire despre trupul Domnului Iisus. Doamne, privește mai întâi la noi, cercetează-ne și socotește-ne Tu prin meritele Domnului Iisus, după ce fiecare dintre noi ne-am cercetat și ne-am cerut iertare, socotește-ne, Doamne, curați. Socotește-ne îmbrăcați cu neprihănirea Domnului Iisus și fă-ne Tu vrednici de această cinste deosebită de a sta la masa Ta. N-avem nimic în noi care să ne recomande pentru aceasta. Și stăm aici doar în meritele Domnului Iisus, prin jertfa căruia apelăm la harul Tău, la mila Ta și la îndurarea Ta. Iar acum, Părinte, suntem fericiți că stăm înaintea Ta și Te rugăm în numele Domnului Iisus, binecuvântează această pâine nedospită. Îți mulțumim că ai făcut-o, că Te-am rugat în numele Fiului Tău preiubit, Domnul nostru Iisus Hristos. Amin.
Acum rog pe toți cei care nu au făcut spălarea picioarelor să ia loc. După ce Domnul a frânt pâinea și l-a dat-o, le-a zis: luați, mâncați toți din ea, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Să facem și noi acest lucru. Pentru recitarea cuvântului, invit pe cei care au luat loc să se ridice în picioare înaintea Domnului. Și vreau să mă aduc aminte, dacă reușesc, cuvintele Domnului, cuvintele Apostolului Pavel. Tot astfel, după cină, a luat paharul și a zis: acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Să faceți lucrul acesta
ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. La fel vom face, vom cere binecuvântarea Domnului și asupra vinului nefermentat. Îți mulțumim, Doamne Iisuse, pentru că prin sângele Tău cel scump, care a curs pe Golgota, am fost iertați, am fost curățiți de păcatele noastre. Ai plătit un preț atât de mare și ai strâns întreaga omenire ca să se adăpostească sub legământul sacrificiului Tău. Îți mulțumim că și nouă ne-ai dat această posibilitate și stăm astăzi înaintea Ta ca să-ți mulțumim, să Te lăudăm și să Te recunoaștem ca singurul și adevăratul Domn și Mântuitor al lumii, dar mai ales al nostru. Acum, Părinte, Te rugăm, binecuvântează și acest vin nefermentat ca simbol al sângelui Domnului Hristos pe care dorim să-l primim de la Tine și dorim să primim de la Tine iertarea, asigurarea aceasta, pacea Ta și binecuvântarea pentru a putea trăi în continuare zilele pe care Tu ni le mai dai. Îți mulțumim că ai făcut această lucrare și Te lăudăm prin Domnul nostru Iisus Hristos. Amin. De asemenea, rog din nou pe cei care nu au făcut spălarea picioarelor să ia loc. Thank you.
Dându-le paharul, Mântuitorul le-a spus: acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Beți toți din el. Purtând această bucurie în suflet, vă invit să intonăm la încheierea serviciului divin al cinei Domnului imnul 50. Fii lăudat, Iisus Hristos, speranța celui păcătos.
harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea cu Duhul Sfânt să fie și să rămână cu noi cu toți. Amin. Dragii mei, sub harul și binecuvântarea Domnului ne vom despărți, iar dacă doriți, vă invit după amiază să abordăm un subiect care cred că vă interesează, care sper să vă fie de ajutor și despre care nu vreau să vorbesc mai mult, pentru că vreau să fie așa o surpriză, o surpriză plăcută, nu din partea mea, ci din partea Domnului. În orice caz, după amiază, serviciul divin aici începe la ora 17, adică la ora 5. La ora 5, cu ajutorul Domnului, ne vom întâlni din nou. Dacă mă veți vedea că mă retrag în grabă, să știți că sunt așteptat la o înmormântare, trebuia deja să fiu acolo, de aceea nu voi zăbovi să dau mâna cu fiecare astăzi. Aștept după amiază. Dumnezeu să fie cu noi cu toți până ne vom revedea. Amin.